o nouă zi și astăzi am plecat către Neversea. Nu am mai găsit bilete la tren, așa că am luat autocarul. Mergem către Neversea, autocarul face o grămadă, tocmai am văzut trenul cum trece pe lângă noi cu o viteză extraordinară. În fața noastră este un autocar care e tot din gașca noastră și lor li s-a oprit motorul, iar noi acum am oprit ca să luăm câțiva cât se încapă în autocarul nostru. O să fie un drum lung, nici nu vreți să știți ce sunet oribil este aici în spate, pentru că noi stăm pe locurile din spate, așa că hai să mergem! Am făcut un mic popas cu autocarul minunat, pe care nu vi-l recomand. Și ce credeți că am găsit zona floare a soarelui, unde vrem să facem poze? Așa că drumul spre mare pare din ce în ce mai frumos, deci hai să facem câteva poze. Și am ajuns la mare! Suntem aici, arată atât de drăguț, parcă suntem în altă țară. Uitați-vă cum sunt umbrelele astea. Wow, deci arată super bine. Iar acum căutăm un loc unde să mâncăm, pentru că murim de foame. Imaginați-vă că am mers ore fără să mâncăm. Voi e foame? Da! Da, și mie rău! Super! Am găsit un local foarte drăguț aici pe plajă. Uitați-vă cât de drăguț arată. Este totul albastru, stați să vă arăt. E așa în stilul, nu știu, tropical. Uite ce drăguț! Deci este wow! Și acum eu o să mă duc să mănânc pentru că mi-este foarte foame. Iar după cred că o să intrăm puțin în apă. Și suntem cu lumea deja la masă aici, hey, Andrada, Bunendu, Hirăz. Hei, salutare, suntem aici cu Andrada, care și-a descoperit o nouă pasiune, make-up artist foarte, foarte bun. Și acum m-a machiat și pe mine și a machiat-o de fapt și pe Sandra, care e super, super drăguță. Uite cât de drăguță, vede! Oh, wow, ești super drăguță, Sandra. Pe mine nu m-a și, machiat, am... Da, normal, Andrew, mi se pare corect. Și am zis să mă machiez exact în ton cu bluzița asta pentru Neversea, așa că hai să vedem ce este. Ne pregătim de Neversea. Ce miște e. Ea se machiază. Super tare. Eu aici fac părul. Bun, și sunt gata de festivalul de astăzi de la Neversea. Wow, cât de frumos se vede apusul aici. Haideți să vedeți cât de drăguț. Se vede absolut perfect. Bun, suntem aici în camera de apartament, mă rog, în apartament. Și acum o să plecăm către Neversea. Sunteți pregătiți? Da! O să fie super! Sunteți pregătiți? Da! Deci chiar a luat ceva să ne pregătim, mai ales fetele, dar... Așa că, da, hai să mergem! Ok, deci am ajuns înăuntru Neversea-ului. A fost un drum lung. Este o poveste lungă pe care o să vă povestesc imediat când ajung la un loc mai liniștit. Bun, am ajuns în zona de presă, unde sunt aici vin și artiștii. I-am lăsat pe prietenii noștri acolo la concert și revenim și noi imediat la ei. Ce să vă zic aici, dacă e să vă fac un tur, știu că sunt artiștii, în partea aia dau interviuri televiziunilor, la Pro TV, tot felul de televiziuni, acolo sunt artiști. Chiar acum dă un artist. Bun, am ajuns într-o zonă în care n-am fost până acum. Este o zonă nou făcută anul acesta la Neversea. Și uitați cum arată de aici. Mai sunt doar 20 de minute, hei Andrada, mai sunt doar 20 de minute și este ziua fratelui meu Răzvan, deci o să facă 18 ani, sunt foarte fericită. Așa că mergem către scena mare, main stage. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Răzvan tocmai a împlinit 18 ani. Răzvan a împlinit astăzi 18 ani.